Mesaj de ultimă oră despre Dana Roba. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente și ce a transmis familia Lydia Roba, sora Danei Roba, a făcut un apel la persoanele care intervin în situația medicală a Danei, vorbind cu medicii. Aceasta îi roagă să nu mai insiste la cadrele medicale care se ocupă de cazul surorii sale, fiindcă ea primește deja cel mai bun ajutor medical sora Danei Roba, mesaj cu privire la starea de sănătate a vedetei. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente și ce îi roagă pe internauți Dana Roba a ajuns de urgență la spital, după ce soțul a lovit-o brutal cu un ciocan și a cauzat răn pe tot corpul. Aceasta este sub atenția medicilor care se ocupă de situația ei pentru a-i oferi cel mai bun tratament. Astfel că Lydia Roba, sora vedetei, a ținut să facă o serie de precizări în mediul online și a avut o rugăminte către persoanele care intervin în discuțiile cu medicii fără a fi nevoie. Vă rugăm frumos să nu mai interveniți în discuție cu medicul! Toată secția se ocupă de Dana cu cel mai mare grad de profesionalism. Vă rugăm să aveți răbdare alături de noi în legătura cu starea ei de sănătate. Știm că vreți să ajutați, dar trebuie să așteptăm cu răbdare. Vă mulțumesc frumos pentru înțelegere!